Zborul în cosmos și pământul văzut din spațiu a fost visul omenirii din totdeauna. Privilegiul îndeplinirii acestui deziderat aparține în prezent cosmonauților și prin intermediul stațiilor spațiale și orbitare. După ce a conferențiat la Bistrița, Timișoara, Alba Iulia, cosmonautul Dumitru Prunariu a efectuat o interesantă expunere în municipiul Bârlad. Dumitru Prunariu, personalitate marcantă a lumii științifice spațiale, primul român care a zburat în cosmos și cel de-al 103-lea din lume, susține constant conferințe cu teme adecvate domeniului în care a profesat. Conferințele cosmonautului Dumitru Prunariu, doctor honoris causa a mai multor universități și laureat a mai multor premii din țară și de peste hotare, familiarizează participanții cu aspecte referitoare la călătorile în spațiu și aventura umană în cosmos. Dumitru Prunariu este apreciat și pentru activitatea desfășurată în cadrul asociațiilor privind exploatarea spațiului extraatmosferic și spațiului cosmic, cât și Agenției Spațiale Europene. În cadrul conferințelor desfășurate, întrebările din rândul publicului niciodată nu s-au lăsat prea mult așteptate.